Bun găsit, dragii mei! Pentru astăzi vă propun un subiect uh, delicat, important, poate spinos pentru unii. Să vedem cum arată momentul, tranzitele actuale pe harta României. Să vedem, din punct de vedere astrologic, ce spun planetele despre evoluția sau încercările prin care trece România. Trebuie spus că luăm în atenție sau pornim analizele de la harta României de la 1859, de la Mica Unire, de atunci, practic, de când s-a vorbit de România. Principatele Unite ale României. În momentul de la 1918 a fost un majorat, consideră foarte mulți astrologi, dar. 1859 este, de fapt, nașterea României, poate prematură, poate incompletă, poate cu multe momente, altele de onorare, de vârf, dar vorbim practic de începutul statalității noastre. La 1859, foarte mulți astrologi lucrează cu această hartă, nu toți, dar lucrează cu această hartă care răspunde inclusiv pentru Revoluția de la 1989 și pentru alte momente importante pe care le-a traversat România. Acum, în acest moment, pe harta țării noastre, sunt tranzite deosebit de importante, chiar pe zona prestigiului de exemplu, așa cum s-a mai întâmplat acum 12 ani, în 2011-2012, când iarăși am avut o voce foarte puternică atunci, aduceți-vă aminte, ieșeam în stradă și la referendum și aveam opinii, foarte mulți și am în stradă și aveam opinii despre Constituție, despre justiție, despre dreptate, despre adevăr, despre libertate în special. Așa se întâmplă și acum, în animăm aceleași idei, purtăm aceleași discuții în altă cheie, în alt context și cu alte evenimente care au venit peste noi, dar e o hartă frumoasă și de putere, avem voce, avem glas. Atât noi între noi discutând și implicându-ne, ceea ce înseamnă o trezire a conștiinței civice, dar se trezesc și niște voci mai pregnante, poate dintre politicieni sau activiști sau oameni care sunt mai vizibili. În tot cazul, România este, are voce în acest moment, este auzită, este ascultată. Trendul acesta se menține toată primăvara și chiar începutul de vară chiar tot anul acesta aș putea spune mutând schimbând zodia Jupiter care ne dă această putere vocală, chiar dacă schimbă zodia și intră în Taur, rămânem totuși pregnanți. Deci România poate face surprize prin diverse persoane care au opinii și nu întotdeauna opiniile lor sunt identice cu ale celorlalți. Ne distingem Printr-un alt mod de a gândi lucrurile, politicile mari, evenimentele de pe planetă. Și asta are impact și poate să ne aducă nu numai popularitate, poziția pe care o ocupă România față de o anumită problemă, nu numai popularitate, nu numai un punct interesat de vedere, dar cine știe, avem șansa, cel puțin astrologic, să facem niște jocuri sau niște mutări care cumva se pot adăuga la altele făcute de alții și care pot schimba felul în care se mută piesele pe tabla de șah. Pentru România, din toamna anului trecut, a înregistrat până acum, pe 10 aprilie, o perioadă pe fondul acesta în care și-a căpătat glasul, a înregistrat totuși luni bune din septembrie anul trecut și până în aprilie acum, când glasul ăsta n-a fost susținut de energie, de forță sau de gesturi. E adevărat, au existat opinii foarte îndrăznețe. E adevărat, poate românii, la nivel individual, dar și prin cumulul vocilor lor, au avut un mod de a privi lucrurile, evenimentele mari de pe planetă, foarte original, aparte. Și au avut curajul să spun asta. Dar, Planeta care indică forță, acțiune și energie a fost într-o zonă discretă. Deci, chiar dacă am gândit cu capul nostru limpede și am avut curajul lor în opinii, nu a existat suficientă energie, chiar fizică, și mobilizare pentru a ne susține ideile pe diverse platforme de comunicare sau chiar și în, lumea, în viața civică, în piețe sau în stradă. Și asta se întâmplă pentru că Marte, care de obicei e înflăcărătorul și energizatorul, a fost într-o poziție foarte discretă. Energie, nu. Idei și gândire, da. România capătă un boost de energie abia după 10 aprilie, când Marte intră pe ascendentul României și formează acolo, spre finalul lunii aprilie, începutul de lună mai, aspecte foarte bune. Și este posibil ca lucrurile în care credem, pentru că fiind Marte în Rac, vorbim de tradiții și de crezuri. Lucrurile în care credem, lucrurile verificate, pe care nu vrem să le pierdem, pe care vrem să le păstrăm, să le conservăm și să le transmitem mai departe, care ne definesc, ca români, ca nație, ca popor, ca țară, le vom apăra și le vom susține și vom povesti despre ele și altora. Cumva. Se animă spiritul ăsta românesc, mai ales odată cu această primăvară, dar mai ales după 10 aprilie. Și sunt aspecte foarte frumoase. După care, și este posibil ca acest spirit să se însuflețească, mai ales prin evenimente sau prin oameni care acționează în zona de nord-est a țării. Poate că sunt politicieni care reprezintă acele zone și care se trezesc mai vocal, pot fi evenimente sau tot felul de întâlniri importante, comunicări importante sau congrese care au loc în această parte a țării, care e foarte activată pe harta astrală și care activează și ascendentul identitatea țării. Apoi la final de luna aprilie, început de lună mai, de fapt în primele la mijlocul lunii mai și în a doua jumătate a lunii mai, este vizată, sunt vizați bani. Și pentru că tot vorbim de o primăvară în care ne găsim și vocea, dar și acțiunea, se pot auzi foarte multe mesaje, foarte penetrante, legate de aturile României, posibilitățile potențialului României, despre resurse, la modul general, cum sunt folosite, în general se vorbește despre posesiuni și de bani, din perspectiva unei țări. Și cumva, conjuncția Marte-Saturn, în zona puterii și posibilităților unei țări. Aduce multă zgârcenie, multă economii. Dintr-o dată ne pasă. Ce s-a risipit, cum s-a risipit, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, cine a luat, cine-a dat, cine trebuia să ne mai dea. Dar pe de altă parte este un moment de conștientizare, vorbim de finalul lunii mai și începutul lunii iunie, de conștientizare, fiecare trebuie să-și asume bucățica sa de neimplicare, de nepăsare, de neștiință sau de intenție. Atât la nivel individual, cât și la nivel colectiv. Dar este un tranzit frumos, scurt, dar frumos, de conjuncție Marte-Saturn, în care, la nivel de țară, ideea aceasta de a avea grijă de resursele și de potențialul nostru este subliniat. Și poate că unul din mesajele care se va auzi va fi prin noi înșine, prin puterea noastră, cu capacitățile noastre, cu brațele noastre, cu mintea noastră. Și este posibil că, mai ales, nostalgicii sau cei care nostalgici după vremurile bune, când în România se produceau multe lucruri, sau cei care își doresc o astfel de poziție pentru România, să aducă pe piață acest mesaj că avem cu ce, avem și cu cine, că putem să redevenim ce am fost cândva buni producători ai unor lucruri care sunt de utilitate. Noi prin noi înșine. Noi putem, noi avem cu ce și avem cu cine este un mesaj foarte interesant și un spirit care se suscită în a doua jumătate a primăverii, pe final de primăvară, început de vară apoi și de care e bine să ținem cont. Pe de altă parte, este un tip de energie, dacă vreți, care străbate țara noastră și care îi poate inspira pe foarte mulți locuitori ai acestei țări, ca în a doua jumătate a primăverii și început de vară, foarte mult să se gândească la diverse ocupații și activități pe cont propriu, astfel încât să fie mai independenți, să se bazeze pe propriile lor forțe, să depindă mai puțin de alții de sistem sau de instituții sau de autorități și să se descurce, poate cu mai puțin, dar mai bine, mai independent și mai în controlul lor. Fiecare pentru viața lui poate fi inspirat să ia astfel de decizii. Este o hartă astrală minunată pentru România și care susține lucrul ăsta. Este interesant, de asemenea, că tot la final de primăvară, început de vară, zona de nord a țării, de Moldova de nord, de exemplu, este Vizată de acest tranzit astral și uh, lucruri bune care se pot produce acolo, care se găsesc acolo, pot uh, intra în atenția publicului. Uh, poate fi vorba de resurse naturale, de sol sau de agricultură, de. Uh, po poate veni de acolo chiar un mesaj care să susțină acest spirit revoluționar noi, prin noi, prin noi înșine. Uh, Apoi, un tranzit foarte important vizează relațiile externe și relațiile de prietenie pe care România le are. Lucrul acesta se întâmplă tot din a doua jumătate a primăverii. După 15 aprilie se activează această zonă a relațiilor de colaborare cu diverse instituții sau entități străine, cu alte state. Și aspectul este foarte interesant pentru că se pot activa prietenii mai vechi, relații mai vechi pe care România le avea. Și sub formă de contracte și sub formă de relații diplomatice, prin vizite sau prin mesaje de prietenie pe care le primim prin sub diverse forme. În tot cazul, zona prietenilor este traversată de, de, planete și timp de un an de zile, din această primăvară până în primăvara anului următor, România are niște teste de dat în legătură cu prietenii, dacă și ales bine, dacă și -i păstrează, dacă își face alții, în ce grupuri de state intră. E interesant din punct de vedere astral de urmărit Fel, traseul planetelor și domeniile pe care le activează și sigur, rămâne să verificăm cu faptele din realitate dacă reușim cumva să, să profităm de aceste unde cosmice care ne traversează țara și pe noi în același timp sau le lăsăm să treacă așa cum trece trenul prin gară și nu ne urcăm poate într-un tren potrivit, pentru că e posibil și asta. Faptul că avem niște tranzite minunate, noi ca persoane sau colectivități sau țară, nu înseamnă neapărat că și valorificăm. Avem liber arbitru, avem discernământ și putem să sesizăm, chiar și folosind intuiția noastră și sufletul nostru, nu numai informațiile, când este un moment prielnic și cum E mai bine să profităm de el. Deci, un tranzit foarte bun care ne poate face populari, cunoscuți, simpatici, de interes, pe de-o parte, prin mesajele pe care le transmitem. Așa cum a fost și atunci când s-a vorbit foarte mult de faptul că românii, de exemplu, într-o proporție foarte mare, mai mult de jumătate, nu s-au grăbit să facă un vaccin despre care nu știau ce cât de bun este pentru că era încă în faza de experiment și am fost cam singurii sau printre foarte puținii care ne-am asumat cu foarte mult curaj lucrul acesta nu pentru că suntem noi gică contra ci pentru că iată cei mai mulți am trecut printr-o școală și am vrut să vedem ce pentru că nu suntem disfuncționali analfabeti disfuncționali și când se spune experiment înțelegem exact ce înseamnă și atunci Iată că am fost o voce. Cumva ne-am distins, cumva acest aspect de distingere se păstrează pe hartă și probabil că în lumina și altor evenimente care vor veni, românii vor avea o poziție, atât pe rețelele de socializare cum se poate, cât și prin glasul unor oameni. Iar acest aspect care un an de zile tronează pe harta țării legat de alianțe, prieteni, politici, politică internațională, Schimburi de lucruri, de bunuri, de idei cu alte state este foarte activat. Și putem fi o buturică mică ce răstoarnă un car mare.